Băi, ăla din... Bun găsit, urmă, 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 a reușit să stabilească întregul fir al misterului acestui furt. Vă reamintesc că cei trei hoți sunt 3000. To the camera, yeah. Look out that drone a little bit. Yeah, sure. Oh. It's fine, it's okay. Everything seems to be working. Putem să dea una gratuită. Happy ending. Well, there's another, the main story you have to come with us now to get, okay? Because I want to make a formal announcement about this and what we plan to do as a result of this. Thank you so much. Thank you. Did you verify everything? Yeah, yeah, it's all there. It's amazing. Even my police sunglasses. Yes. Your sunglasses were. We're still there. Yeah, amazing. Este regretabil faptul că domnul Otei a trebuit să fie victima acestei infracțiuni de furt, însă ne bucură faptul că a fost găsită atât de repede drona de către polițiști, astfel încât toată munca dânsului să nu fie pierdută. Îl așteptăm în continuare atât în instituția noastră cât și în județul Timiș și sperăm și ne dorim să vină cu plăcere. Deocamdată tot ce o să spun este că în primul rând nu noi suntem victimele aici. Adevăratele victime sunt copiii care au furat drona. Deocamdată vreau să mulțumesc poliției pentru treaba bună pe care a făcut-o. Infracționalitatea este peste tot în lume, dar nu am fost niciunde unde ceva este recuperat atât de repede și cu atâta eficiență. Așa că aș vrea să mulțumesc șefului poliției și uimitoarei sale echipe pentru că ne-a recuperat echipamentul atât de repede. Și știu că am avut parte de un tratament special pentru cine suntem, dar au făcut tot ce au putut să ne ajute. Sunt foarte recunoscător. Avem imaginile, am încărcat și câteva cadre din viitorul film pentru a putea vedea ce încercăm să facem aici. În primul rând vreau să-i mulțumesc lui Charlie Otley pentru reacția pe care a avut-o, deși în aceste circumstanțe neplăcute a apreciat faptul că întâmplarea nu este caracteristică Timișoarei și că acest lucru se putea întâmpla oriunde. Dar mă bucur de faptul că lucrurile au fost într-un fel rezolvate de poliție și făptașii au fost identificați foarte rapid. Aș vrea să profităm de această ocazie și să le oferim șansa de a ne vizita când filmăm Flavors of Romania aici. Să vină să ne vadă pe platoul de filmare. Aș vrea să le ofer o cameră, să-i învăț să filmeze și să le oferim un start sperând să-i încurajăm și să-i inspirăm să nu facă greșelile părinților lor. Pentru că, din câte înțeleg, tatăl lor este în închisoare. Putem face asta pentru această singură familie, sper. Dar sunt mii de familii de acest fel peste tot în țară. Copii care cerșesc în parcări, în fața supermarketurilor și îi dezamăgim. Noi ca țară îi dezamăgim. Merită fiecare șansă. Pentru că sunt rom, există multă xenofobie când e vorba despre ei, sau cel puțin asta am întâlnit eu, și de multe ori problema este ignorată. Mulți spun, sunt rom, dar sunt copii, și fiecare copil merită să aibă oportunitățile de a avea un scop în viață. Iubesc Timișoara și mulțumesc președintelui CJT pentru tot ajutorul pe care ni l-a oferit. Vom veni în fața dumneavoastră cu un film foarte frumos, sper, pentru cultura orașului. Timișoara este totuși unul dintre orașele mele favorite din întreaga lume. In the world. Okay.